foarte drag să discut în general despre învățământ, dar mai ales despre învățământul dual, despre faptul că oferim ocazia copiilor, tinerilor, să învețe meserii pentru a avea un viitor. 80% din elevii înscriși în învățământul dual sunt în sectorul 3, deci discutăm de București. 80% din elevii din învățământul dual din București sunt în sectorul 3. Și evident că încercăm să le creăm cât mai bune condiții, de aceea și reabilităm și amenajăm spații de cazare, astfel încât să aibă nu doar condiții foarte bune, așa cum am mai spus, dar să fie și capacitatea, pentru că așteptăm din ce în ce mai mulți elevi să vină în acest sistem atât de bun și atât de necesar pentru România. Ne aflăm la Anghel Saleni, la căminul numărul 5, de pe strada Buchetului numărul 1. Aici am început o lucrare de amploare. Am ajuns într-o fază în care pe diverse etaje execuția lucrărilor a avansat în diverse proporții. Ne propunem ca în fiecare cameră să avem un număr de 2-4 suprapuse, asta înseamnă 4 copii per cameră, cu toate facilitățile. Asta înseamnă să aibă și frigideră în cameră, să aibă și o chiuvetă, un birou de lucru. Avem peste 65 de camere în acest cămin. Băile or să fie pe fiecare etaj. Avem și o baie pentru persoanele care au dizabilități. Avem prevăzut în proiect pe fiecare etaj să avem și o cameră unde să poată să-și spele așternuturile, hainele. Fiecare etaj va fi prevăzut și cu camere de supraveghere video. Ne dorim să terminăm cât mai urgent această lucrare și să întâmpinăm copiii noul an școlar 2019-2020 în acest cămin, renovat la cele mai înalte standarde, și îi așteptăm pe toți copiii să vină la noi în sector, să se înscrie și să ne umplem toate clasele, pentru că avem nevoie de cât mai mulți copii în învățământul profesional în sistem dual. Am scos afară tot ce a avut ca sistem, parchet sau gresie sau faianță pusă în fiecare cameră, am igienizat fiecare cameră, am făcut la două dintre nivele, am venit cu un al doilea strat suport pentru vopseaua lavabilă care urmează să o dăm, am prelucrat tavanele, suntem în lucru cu instalația electrică, cu instalația de apă, instalațiile sanitare, cam în 3-4 săptămâni o să fiu gata. Total. Urmează să finisăm, să dăm la gata fiecare cameră și fiecare nivel în parte, să-l finalizăm, să-i dăm forma în care se poate să fie locuită cât mai curând de viitorii lucrători.